Salut, Damian, bine ai venit la Rapid. Te așteptăm de ceva vreme, însă astăzi ai semnat. Cum te simți acum? Care sunt primele tale gânduri acum că porți tricoul Rapidului? Bine v-am găsit și ce să zic, asta e la fotbal. Se mai așteaptă uneori să faci un transfer. Dar, cum am zis, bine v-am găsit, mă bucur că am venit aici la o provocare a nouă, care încercăm să ne atingem obiectivele. Cât de greu ți-a fost să accepti această ofertă, ținând cont că te vei lupta la primele locuri cu două dintre fostele tale echipe? Păi e greu, eu zic că la fotbal totuși e frumos. Frumos să joci și în ziua de astăzi e cam greu să rămâi toată viața la o echipă. Am fost la două echipele mari în România, așa că am ajuns la o treia echipă mare care are ambiții foarte mari și asta m-a motivat cel mai mult să vin aici. Cu ce foști colegi te vei reîntâlni la Rapid? Păi cu Petrila, care încă era junior la CFR. Pe rest, nu știu dacă am mai jucat cu cineva, nu cred. Atât. Acum că tu ești de mult în Liga 1, ești la curent cu jucătorii, cu loturile, unde ai vedea tu lotul Rapidului ca valoare după aceste 4 transferuri? Păi hârtie pot să spui multe lucruri frumoase, după aia terenul vorbește la fotbal. Deci sper că toată lumea să, și eu inclus, că să ne integrăm cel mai repede posibil și să facem o treabă bună, că echipa a avut ghinion ultima lună jumate. Sper că întoarcem ghinionul și să facem rezultatele bune, că asta e singura chestie pe care am învățat eu și în care contează la fotbal. Mai avem 12 zile până la meciul cu FCU, meci foarte important, mai ales că venim după niște rezultate mai puțin dorite. Crezi că vei fi 100% up la primul meci? Am venit să muncesc. Încă 12 zile, cum ai zis, sunt în care pot să mă pregătesc, pot să muncesc și Doamne ajută să fie tot într-un ceas bun și o să vedem, să aflăm în 12 zile cum stăm, cine suntem și ce facem. Nu, dar tu din punct de vedere fizic cum te simți? Cred că sunt bine, m-am odihnit bine, încerc să fac o viață sănătoasă de fotbalist, că fotbal m-a dat totul și na, dacă dai totul, primești mult. Și așa întotdeauna am făcut-o și nu s-a schimbat nimic. Care crezi că sunt cei mai buni 3 jucători din Liga 1, Superliga? Păi cel mai profilic în momentul de față cred că sunt jucătorii români. Pot să pun și... Nu neapărat români. Dar în momentul de față zic că români care sunt, Moldo face un campionat bun și a făcut... și Moldo a fost un coleg al meu când am fost la CFR, o perioadă scurtă, dar a fost. A făcut un sezon foarte bun, mai ales la națională. Cred că pot să includ și pe Coman și pe Olaru, care au o statistică foarte bună și care au ajuns să fie pe locul întâi cu echipa lor. Acum noi o să încercăm să le împiedicăm. Ai avut o carieră foarte interesantă, foarte multe țări. Ai jucat în Germania, Turcia, Italia, Slovenia, România. Care a fost cea mai interesantă experiență ta în aceste țări și care ți-a plăcut și unde ți-a plăcut cel mai mult? Păi cred că peste tot, în primul rând, a fost o experiență de viață foarte frumoasă. Am învățat limbile, am învățat, adică am văzut ce înseamnă să ai o cultură turcească, românească, germană, dar cel mai mult am stat în România și nu e, cum să spun, nemotivat. Adică am câștigat mult aici, trofeile, am făcut experiențe frumoase în Europa și chiar dacă a fost cu un alt tricou vișiniu, cred că personal mi-o poartă noroc color vișiniu și
cum am zis, în România m-am găsit cel mai mult, dar și cel mai bun. Și tocmai că ai avut o atâta experiență în atâtea țări, spune-mi ce crezi că ar trebui fotbalului românesc pentru a ajunge, nu știu, la nivelul fotbalului din Italia sau Germania, unde ai jucat tu, sau să se apropie cât mai mult de acel nivel? Păi să dau un exemplu concret, exact ce a făcut domnul Iordanescu cu echipa națională. A adus seriozitate, disciplină și ați văzut că munca se răsplătește. Așa că și încerc să ajut pe băieți pe aici, sunt și alți jucători cu experiență pe aici, să încercăm să facem o treabă bună pe aici, dar cum am zis, totul se întâmplă pe teren și pe teren ce contează sunt 3 puncte fiecare meci. Spune-mi, te rog, cum a fost când te-ai apucat de fotbal? Ce te-a făcut să alegi fotbalul? Și la ce vârstă ai început? Din vremea în care copiii se jucau pe stradă toată ziua cu mingea și așa m-a rămas în sânge, cumva. Și am început în Olanda, o țară care, fotbalistic vorbind, e dezvoltată, cu o academie proprie foarte bună. Dar întotdeauna a rămas o plăcere să joc fotbal. Nu prea pot să zic că a fost un job. E mai mult o plăcere care a devenit, un hobby care a devenit munca mea și care o practic cu mare drag. Cine te-a influențat cel mai mult în carieră? Cine? Nu pot să zic o anumită persoană. Întotdeauna m-am uitat la fotbal și pe la televizor și, cum am zis, cum am jucat toată viața și pe stradă, așa am și am rămas cu... Da, fotbal înseamnă foarte mult pentru mine. Ce jucător te-a impresionat cel mai mult? Adversar sau coechipier, nu știu, în cariera ta? Cineva care te-a marcat și ai zis ceva special în ăsta? Păi sunt mulți, am destul de experiență, am jucat în multe țările, dar să zic așa, ca coleg, un om care ca jucător a făcut o carieră fantastică, dar care a avut o influență mare, a fost Culio, cu care am jucat la CFR. Manuel Culio. Exact. Ok. Care a fost cel mai frumos moment din cariera ta? Cel mai frumos? Când ai simțit fericire supremă de fotbalist? Hai să spun așa, că a fost un moment, credeam că a fost un moment frumos, a fost un moment în care noi credeam că ne-am calificat mai departe, când eram la CFR, când jucam la Sevilla. Numai că ne-au anulat golul în minutul 89, cred, dar am avut ca echipă o bucurie de jumate de minut, care a fost chiar ceva, într-un moment delicat, era ceva wow. Deci în același moment, cea mai mare plăcere și cea mai mare dezamăgire. Deci asta vreau să te întreb, dar care a fost cel mai greu moment? Asta, dar deci, afară de asta, care a fost cel mai greu moment? Meciul respectiv și campania europeană care am făcut atunci ca echipă a fost chiar un parcurs fantastic, dar cum am zis, într-un minut din sus ajungi sub teren, deci era... Și care a fost cel mai greu moment, lăsând la parte acest moment, ceva ce te-a influențat și prin care ai învățat de mult? Păi m-am accidentat grav când aveam 19 ani și era chiar un moment delicat, că nu eram cel mai mare talent și atunci a fost un moment în care trebuia să arăt caracter, nu la altcineva, la mine. Și așa a fost o provocare să mă refac și să încep chiar de la zero, că nu prea aveam ceva în mână, să spunem că cineva stătea după mine, o echipă sau ceva. Deci a fost o probă de caracter și am reușit, cum am zis, să joc în multe țările, să fac multă experiență și cred că am dat dovadă de caracter. Cât de greu este pentru un jucător să treacă peste o accidentare mai lungă din punctul de vedere? Adică unii sunt mai motivați să revină, alții sunt cad în depresie. Cum vezi tu? Păi,
trebuie să-l iei ca o provocare. Depinde și de ce persoană ești, de ce fel de accentare ai. Sunt mai multe chestii care trebuie să te uiți, dar într-adevăr e un moment delicat, mai ales când vezi, când vezi colegi care se luptă pe teren, care joc meciurile, care gândește dacă joci la, de exemplu, Rapid și vezi colegii care se bat pentru punctele cu un stadion plin frumos și tu stai prin tribunele. Astea sunt momentele chiar nu-mi prea plăcute pentru un fotbalist. Apropo de stadion plin, bănuiesc că și atmosfera de pe Giulești a fost un element care te-a influențat să vii aici. Așa este. Sincer, nu a fost niciodată, că nu ne-am întâlnit ca adversari. Acum, venind aici, e un factor important. Mai ales la vârsta mea, vrei să simți ceva pe teren, vrei să ai adrenalină, personal vreau să am și, da, bineînțeles, nu trebuie să le spun eu, e ceva cunoscut că în Giulești terenul prinde cumva focul cu suporterii pe tribună. Știi că și suporterii croați sunt la fel de fanatici, bănesc, nu? Sunt, dar să zic așa, spiritul Rapidului m-a fost ultimele 2-3 ani, mai ales în care am lucrat cu un rapidist adevărat, care chiar se uită la fiecare meci, cu Mr. Șumudică. Din cauza lui, noi mereu ne uitam și în cantonamentele la meciurile de la Rapid. Deci am avut deja ocazie să cunosc un pic spiritul vostru și acum am venit să facem o treabă frumoasă împreună. Dacă ai putea să ieși la masă cu o personalitate, nu neapărat din fotbal, în orice alt domeniu, cu cine ai prefera să iei masă? Și de ce? Am să spun două persoane. În primul rând, pe președintele, pe Nicolae, pentru că cred că cu el chiar poți să ai o masă frumoasă. După aia, cu domnul patron, care nu l-am cunoscut, dar de ce am auzit, este chiar o persoană care poți să iei ca un exemplu și care chiar vrea să facă bine pentru fotbalul românesc. Și vreau să aud ideile lui, cum le face, cum se gândește că strategia lui chiar poate să schimbe ceva în țara voastră. Cu siguranță vei avea ocazia să-ți îndeplinești aceste dorințe. Zi-mi cum e Damian Djokovic în viața de zi cu zi, cum te-ai caracteriza în afara fotbalistului Djokovic. Păi, cum știți voi, noi fotbaliști avem cam o viață, nu zic plictisitoare, dar facem antrenamente, ne odihnim, uneori mai facem ceva suplimentar. Uite, în vacanță, de exemplu. În vacanță? Cum arată o zi din viața ta în vacanță? În vacanță încerc să mă odihnesc bine, să mă bucur de viața frumoasă care avem, să stau la soare și cam atât. Și mâncarea bună place mult. Ce mâncare îți place din România? Sau ceva tradițional? Păi, venind din Croația, noi tot avem și sarmale, deci sarmalele rămân pe locul întâi la mine. Deci nu mici. Bine, e o luptă dintre mici și sarmale. Zi-mi care sunt cele trei lucruri de care nu te desparți niciodată. De care? Nu te desparți niciodată. Trei lucruri, nu știu. Care vrei să le ai mereu la tine, chiar dacă poate adică uneori nu poți. Chestii concrete, fizice? Da. În ziua de astăzi, cred că nimeni nu-mi poate fără telefon. În rest, ce să zic? Ce mai este de chestii concrete, fizice, nu prea, sincer, nu mă leg de, în afară de telefon, care, na, în ziua de astăzi ai cam nevoie. Ok, ne-ai spus ce-ți place să faci în timpul liber, zi-mi ce nu-ți place în general să faci, dar ești obligat. Să nu fac. Ce nu-ți place să faci, dar trebuie să faci.
Păi nu prea fac chestii care nu-mi plac să fac. Nu știu ce fel de obligație pot să am eu ca fotbalist. Care... Să te trezești dimineața, să mergi la cumpărături. Este o chestie, vreau, ai spus-o bine, să stau în trafic prin București. Asta nu e cel mai plăcut lucru, dar cred că stau destul de aproape de bază și sper că o să iau un drum bun care nu prea o să fie aglomerat. Dar ce te-a impresionat la România? Ai stat și foarte mulți ani, comparativ cu alte țări pe care le-ai vizitat. Ce e ceva specific al românilor? Ceva ce te-a impresionat? Cred că poporul român are inima deschisă. E un popor foarte primitor. Deci nu cred că vreo străin poate să spună că nu a fost primit bine. Și în ziua de astăzi nu se întâmplă asta. Adică nu se întâmplă, să spunem așa, în țările de West. Acolo e mai mult fiecare pe treaba lui. Asta m-a impresionat din prima zi de când am venit prima dată în România și tot așa este. Văd și acum cum lumea tratează pe jucători noi veniți. E ceva ce nu are un preț și, repet, în ziua de astăzi nu e puțin. Că mie îmi place să petrec zilele, momentele după antrenamente, înainte de antrenamente, și cu colegi și cu prieteni, să stăm de vorbă, să stăm, cum spuneți voi, la Caterinca și români, bine, așa se spune la voi, la Caterinca sunteți chiar campion mondial. Și că noi avem o academie care e în continuă creștere, avem foarte mulți tineri de perspectivă, tu fiind un om cu experiență, ce sfat le-ai da unor tineri de, nu știu, 15, 16, 17 ani care vor să facă pasul către echipa mare și să evite anumite greșeli pe care ar putea să le facă? Păi cel mai important cred că trebuie să fie disciplină, seriozitate și dedicație. Să nu se crede cineva la o vârstă așa de 15-16 ani că a ajuns pe undeva, că e numai un început de drum. Deci să rămână cu ochii pe obiectivul personal care are și că să rămână cu foame întotdeauna. Să nu se oprește, că e frumos să joci și la Rapid și în România în general, dar să aibă mereu un obiectiv după aia. Și să aibă asta în cap, să nu se oprește, să se antreneze. Că munca se răsplătește mereu, cum am spus mai devreme, așa. Adică așa am simțit-o eu în viața mea. Și acum la final te rog să transmiți un mesaj suporterilor rapidiști care au fost foarte încântați de sosirea ta. Te rog să le transmiți un mesaj. Păi, ce să zic, în afară de vă aștept pe la stadion, sper că o să fie un stadion plin, cum a fost, de ce știu, cam tot sezonul asta, și să ne bucurăm de victoriile care o să facem. Mulțumim frumos!